În Harghita, o ploaie torențială însoțită de vânt puternic a lăsat în beznă 24 de localități. Circulația rutieră pe drumul național 13B, care face legătura între Gheorgheni și Praid, a fost îngreunată după ce câțiva brazi s-au prăbușit pe carosabil, iar acoperișul unei case a fost smuls și aruncat pe liniile de cale ferată. În județul Suceava, cel puțin 5 imobili au fost lovite de trăsnet și au luat foc. La Reghin, furtuna a dovorât mai mulți copaci care au rupt fire de alimentare cu energie electrică, iar un brad a căzut peste o conductă de gaze, avariind-o.